Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis recomandări pentru prevenirea și limitarea cazurilor de infecție cu virusul West Nile, care este transmis prin înțepătură de țânțar. Anul trecut, acest virus a omorât 2 suceveni. Având în vedere faptul că perioada iunie-noiembrie este considerată una cu risc crescut pentru infectarea cu virusul West Nile, DSP Suceava recomandă luarea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării cazurilor de transmitere a infecției la om. Printre măsuri se numără și evacuarea apei din subsoluri, repararea instalațiilor de apă și canalizare din subsoluri și din apropierea locuințelor, renunțarea la păstrarea apei în butoaie în curte sau să le protejăm de accesul țânțarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite, purtarea îmbrăcămintei cu mâneci lungi și pantaloni lungi dacă ieșim seara din locuințe sau ieșim seara în parc la plimbare sau când mergem în pădure, la pescuit sau în delta. Utilizarea substanțelor chimice repelente împotriva țânțarilor comercializate în farmacii, dar și împiedicarea țânțarilor să intre în casă. Potrivit DSP Suceava, țânțarii transmit agenți patogeni care produc îmbolnăviri la om, dar și la animale. Bolile cele mai răspândite sunt arbovirozele, dintre acestea făcând parte și infecția cu virusul West Nile. Pentru a-și depune ouăle, femelele de țânțari se hrănesc cu sânge. În timp ce se hrănesc cu sânge, ele se infectează cu agenți patogeni de la om sau animale sau îi transmit acestora. În anul în curs nu s-a înregistrat niciun caz de infecție cu virusul discutat.